Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de mai multe ori cu pumnii în zona capului de către alți doi tineri de 14 ani. Incidentul s-a petrecut ieri seară la Beltiug, iar oamenii legii au fost anunțați de mama victimei. Tonul a fost transportat cu ambulanță la spital, medicii au constatat că acesta prezintă ușoare leziuni la nivelul capului, leziuni care nu i-au pus în pericol viața. Oamenii legii le-au întocmit tinerilor agresori dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.